Să mergi cu mașina în vacanță este opțiune la care apelează mulți români. Totuși, sunt anumite detalii pe care unii șoferi le ignoră atunci când decid să pregătească mașina pentru un drum lung. Una este presiunea în roți când merg singur și cu rucsacul sau geanta de birou și alta este când mergem 4-5 persoane în mașină plus bagaje. Va trebui să mai completăm cu aer în anvelope. Dacă merg pe autostradă, va trebui la un moment dat să mai scoatem puțin din presiunea din roți, pentru că fiind vară, asfaltul este cald, se creează frecare și atunci presiunea crește în anvelope și se vor supraumfla, să spunem. Va trebui să verificăm din când în când presiunea. Și dacă avem o mașină plină cu bagaje și cu mai mulți pasageri? Atunci va trebui să completăm cu aer la toate cele patru roți, bineînțeles, nu lăsăm deoparte și roata de rezervă, da? O verificăm și pe aceea să aibă și ea presiunea corespunzătoare. Acum, mașinile de generație nouă nu mai au roată de rezervă, au kit de pană. Este ok, este la locul lui, verificăm să fie în parametri, să avem acel compresor de aer ce se cuplează la brichetă. Avem un spray cu spumă ce ne ajută în cazul în care avem probleme cu anvelopă. În cazul în care presiunea la roți nu este cea care ar trebui, care sunt riscurile? Influențează comportamentul mașinii. Poate crește consumul de carburant, dar asta o lăsăm puțin deoparte. Important este siguranța. Nu va avea mașina stabilitate pe viraje. Dacă roata va fi subumflată, este posibil ca la un moment dat anvelopa să se dejanteze, să scape de pe jantă. Plus, se poate produce o explozie, pentru că pe viraje se încălzește și în loc să calce pe toată suprafața ei, va intra pe sub jantă, se va întâmpla acolo ceva neplăcut și riscul este destul de mare. Recomandarea noastră, undeva la 2 ore de condus continuu, ne oprim, facem o pauză de 10-15 minute, poate, eu știu, 5, acolo unde este cazul, ne mișcăm, ne dăm cu toții jos din mașină, am pus circulația sângelui în mișcare și putem pleca mai departe. Practic este o greșeală această tendință a multor români de a porni la drum lung și, nu știu, sunt unii șoferi care circulă 4, 5 sau chiar 7 ore fără nicio pauză. E greșit? Este greșit și totodată riscant. Oamenii consideră că duc, că pot face lucrul ăsta, că pot conduce continuu, că au mai făcut-o și eu mai fac. Doar că la un moment dat nu-și vor da seama de riscul la care se expun. În momentul acestea apare oboseală. Nu mai ai aceleași reflexe, câmpul vizual se reduce de la cât poți vedea normal când ești obosit. Se reduce poate uneori și la efectul acela de țintă. Privești într-un punct fix și nu mai vezi dreapta-stânga. Când ești odihnit, ești atent, ești pregătit, ai un câmp vizual destul de bun. Vezi stânga, vezi dreapta, vezi în față, spate absolut prin oglinzi. Dar când ești obosit, deja bateria începe să scadă. Există metode de combatere a oboselii la volan? Este o singură metodă. Odihna, somnul. Încercând noi să ne păcălim că bem o cafea, că bem energizante sau că ne spălăm cu apă rece, nu facem nimic. Este doar de moment. Ce putem face, în schimb, da, vis-a-vis de cafea. Mă opresc într-o parcare, o benzinărie, pot să beau o cafea, pot să mă pun să mă odihnesc în mașină, pot chiar să dorm și între timp cofeina va începe să-și facă efectul. În momentul acela mă voi trezi și voi putea continua, dar nu altfel, prin somn. Foarte importantă este și poziția corectă la volan. Sunt mulți șoferi care nu țin cont sau poate n-au învățat la școala de șoferi. Cum ar trebui să se așeze la volan așa încât să nu obosească foarte rapid și să se simtă confortabil, în special atunci când conduce la un drum lung? Totul pleacă, condusul mașinii pleacă de la poziția în scaun. Trebuie să avem o poziție ce să ne permită să avem vizibilitate în față, să văd peste cercul volanului, peste bord, o poziție unde să ajung la toate comenzile, să ajung la schimbător, la pedale, la volan, la ștergătoare, la manetuțe, la absolut tot. Nu stăm așa pe spate cu o mână întinsă. O poziție unde să simțim practic comportamentul mașinii. Tot ceea ce ne transmite mașina, noi să simțim. Mașina se simte cu fundul și cu spatele. Nimic alt undeva nu simt, ci doar cu fundul și cu spate. Absolut totul simt prin felul acesta. Contează foarte mult cum ținem mâinile pe volan. Recomandarea noastră și poziția corectă a mâinilor pe volan este de 9 și un sfert. Ținem mâinile în poziția aceasta,
Nu este o poziție unde să stau tensionat, unde să stau rigid, stau relaxat, pot să conduc, mă pot mișca, pot să manevrez volanul fără să mă aplec spre volan sau să mă dau în spate, ci pur și simplu stau cu spatele, cu fundul, cu umerii lipit de spătar și pot să virez în felul ăsta. Spătarul scaunului cum trebuie așezat? Reglajul principal este față-spate. Reglez în față, așa, în așa fel încât atunci când călcăm ambreiajul la mașinile cutie manuală, să nu am piciorul perfect întins, ci să aibă un mic unghi asupra genunchiului. Spătarul îl reglăm în funcție de cum ajungem cu încheietura mâinii pe volan sus la ora 12. Chiar dacă brațul este întins, în momentul când am coborât mâinile la 9 și un sfert, brațele sunt ușor flexate. În caz de accident, în caz de impact, șocul să fie preluat de picioare și de brațe. Dacă picioarele sunt întinse complet pe pedale sau mâinile întinse complet pe volan, tot șocul voi suferi în umeri sau în bazin, partea cea mai grea de recuperat a corpului. Sunt anumite persoane care lasă scaunul foarte jos. Păi asta este și recomandarea. Scaunul trebuie să se regleze ca poziție cât mai jos, pentru a fi cu centrul meu de greutate apropiat de centrul de greutate al mașinii, să simt foarte bine mașina. Acum, dacă sunt o persoană mai mică de statură, eu știu, nu las cât mai jos și am posibilitatea de a regla. Un alt avantaj este că în momentul când stau cu scaunul cât mai jos, sunt cu capul departe de plafon. În cazul unui accident urmat de o răsturnare, plafonul fiind partea cea mai sensibilă a mașinii, se deformează și atunci deformarea aceea să nu mi-ajungă la cap. Motiv pentru care și tetiera trebuie reglată la nivelul creștetului capului sau puțin mai sus, ca plafonul să se oprească în tetieră și nu la capul nostru, al conducătorului auto sau al pasagerilor. Tetierele, de altfel, se reglează și în spate. Ne urcăm de multe ori în spate ca pasageri și ne deranjează tetiera, păi de aceea ne deranjează ca să o reglăm. Pentru că în caz de frânare bruscă, revenirea corpului sau mai rău de accident, în momentul revenirii capului, dacă tetiera este lăsată complet jos, îmi pleacă capul peste tetieră și îmi rupe gâtul. De cele mai multe ori vara, în vacanță, drumul către mare sau drumul către munte este foarte aglomerat. Sunt bine cunoscute cazurile când se circulă aproape bară la bară și pe Autostrada Soarelui și pe Valea Prahovei. Câteva recomandări pentru cei care sunt nevoiți să parcurgă și asemenea trasee? Depinde foarte mult de pregătirea acestui drum. Cu toții știm că este aglomerat spre mare, cu toții știm că este aglomerat spre munte. Ar trebui cumva să schimbăm ora de plecare sau ora de parcurgere a traseului. Să încercăm să plecăm mai devreme sau mai târziu, să nu prindem aceste ambuteiaje. La mare putem pleca dimineața în jur de ora 3 dimineața, ar fi perfect și putem prinde și răsăritul. Dacă stăm doar o zi la mare sau la munte, încercăm să plecăm mai târziu, adică după 8 seara. Este posibil să mai prindem ceva aglomerație, ceva coloane de mașini, dar nu atât de mult ca în orele acelea, 5 și jumătate după amiaza, 6. Încercăm, dacă se întâmplă să fim prinși în astfel de coloane, să păstrăm o distanță de siguranță. Ce înseamnă? Distanța de siguranță, pe ei sunt două cazuri. Distanța de siguranță dinamică atunci când rulăm ar trebui să fie de 2 secunde. La cursuri noi dezbatem acest subiect. Și în coloană când suntem opriți ar trebui să fie o distanță mai mare, la modul să vedem pada de contact a roților din spate, a mașinii din față cu solul. Nu trebuie să-i văd doar bara, nu trebuie să-i văd, eu știu, portbagajul. O distanță care să-mi permită foarte ușor să ies de acolo. În cazul în care cel din spate frânează mai târziu, eu foarte repede să ies în dreapta sau în stânga, acolo unde am loc, să-i creez lui spațiu să poată opri. Sau de cele mai multe ori ceilalți ar putea spune să nu mă lovească pe mine sau să mă proiecteze în ceilalți. Se spune că atunci când ești pe un drum aglomerat din România, ai nevoie de 3 lucruri. Răbdare, răbdare și răbdare. Și iarăși răbdare. Unde găsești această doză de răbdare? Eu trebuie să fiu cu un pas, 2 înaintea celorlalți. Să anticipez ce se poate întâmpla. Și atunci pot lua măsuri de siguranță încât să nu fiu măcar surprins de vreo manevră greșită sau de vreo situație din trafic. Asta, spunem noi, este un mod de a gândi conducerea defensivă. Să anticipăm cât putem mai mult, să prezicem, dar să fim cu un pas, 2 înaintea celorlalți.